ceva foarte devreme dimineața și nu există stură cafea în lumea asta care să mă facă să mă trezesc. Ah, let's do this. După cafea, parcă totul începe să arate cât de cât mai bine și totuși mai bine încet, pentru că jumătate din familia mea doarme și jumătatea asta se duce la București. Încerc să stau în picioare cât mai mult, pentru că de la 7 și până la 3 stresc să stau jos și urăsc să merg cu trenul. Mi-am bine mergeam cu mașina. Nu știu dacă mă duce în sau până acolo. Trenul și trezit dimineața la 6, era 6:20, mă rog. Am ajuns și la București. Am nevoie de o cafea, am nevoie de aer. Here we go. Devastat emoțional pentru că tocmai am văzut cel mai grozav film ever. Hunger Games, ultima parte. I just can't even start. Ora 11, să fac un discurs pe mâine. Pentru că tot timpul când mă duc la o lansare aștept un fel de sclipire de asta divină și niciodată nu vine. Și de obicei ajung să doar să mă prostesc și să zic diverse chestii care n-au nicio legătură cu cartea mea, de parcă n-aș fi scris-o eu. Încă trebuie să aleg ce o să citesc mâine, n-am idee, aproape 12, vreau să dorm. Sper să fie bine. Expo cu Diana. Hello. Hello. Can you smell that? It's the smell of fresh new books. Cel mai nou roman al ei, Zona Zero, a venit și Călina între timp. Îi ziceam și înainte că ea oricum e deja lansată, are o grămadă de fani și se vorbește din ce în ce mai mult de ea pe Facebook, pe YouTube. Acum are și canalul ăsta care e foarte cool și și-a făcut și mai mulți fani. Și ne-a surprins pe toți când, deși avea două serii la care lucra și fanii ei așteptau continuările, a venit cu un roman total diferit de atât de Ultimul Apopos, cât și de Copiii Întunericului, Zona Zero, care este o carte cu zombii. Eu sunt foarte curioasă de unde, cum i-a venit ideea, nu am vorbit cu ea încă despre asta, chiar sper că o să ne spună mai multe. Și o carte super, super mișto. Chiar habar n-aveam la ce să mă aștept când m-am apucat să citesc.
Și am văzut că e la fel, adică singurul lucru pe care îl are în comun cu celelalte două este că te prinde și te ține acolo lipit de ea de la început. Și chiar când te gândești că, mamă, uite câte personaje faine și bine conturate și cât de complicate și interesante sunt relațiile care se nasc între ele, la pagina următoare mai apare încă un personaj la fel de mișto și la fel de interesant. E o carte cu foarte multă acțiune, e thriller, e și roman psihologic, e dramatic, e o distopie până la urmă, se întâmplă foarte multe lucruri nasale pentru oameni. Și are un final foarte îndrăzneț. Cred că sunt puțini scriitori care îndrăznesc să încheie așa o carte, pentru că probabil o să primească multe, nu știu, multe mesaje de la cititori care o să spună că sunt disperați, că au plâns. Nu vreau să vă spun mai multe ca să nu vă stric surpriza, dar e mare curaj să încheie așa o carte. Bravo, Lavinia, ce să zic, mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Asta, de fapt, e singura ei carte care nu o să mai aibă continuare, este o carte de sine stătătoare, cel puțin așa cred. Și mi-a spus la un moment dat că avea puține emoții, tocmai pentru că mi se părea greu să încheie un roman care nu va mai avea continuare, adică finalul ăla era odată pentru totdeauna și e normal, adică ai o responsabilitate foarte mare. Eu vreau să-l felicit și sper că o să ne citească ceva. Și mulțumim că sunteți aici și că o citiți, să citiți neapărat în continuare, pentru că sigur ne va mai pregăti surprize multe și frumoase. Mulțumesc, Cristina, mulțumesc că ești alături de mine ca de fiecare dată. Și dacă țin eu minte bine, în vară când ne-am văzut la un alt târg de carte, când lansam al doilea volum din ultima avantpost, chiar îmi rugam cititorii să nu mă înjure că m-am apucat de o altă carte. Ei bine, astăzi avem și produsul final. Doream de ceva vreme să scriu o carte cu tentă post-apocaliptică și mărturisesc că mi-a fost destul de greu să scriu pe aceasta. Cred că am scris la ea mai mult decât am scris la orice altă carte. Din simplu motiv pentru că deja sunt destul de multe cărți care au această temă, sau seriale, sau filme, și vreau în același timp să vin și cu ceva original. Și sper din suflet că am reușit să fac acest lucru. Nu am încercat să mă axez, cum știți e cu zombi, dar nu am încercat să mă axez foarte mult pe răspândirea unei epidemii. S-a răspândit epidemia. Do not kill us, please. Cât am încercat, de fapt, să mă axez mai mult pe relațiile dintre personaje și cum reușesc ele să-și ducă viața mai departe după ce acest virus schimbă totul. Am să vă citesc o mică parte din roman, nici nu vreau să dau spoiler, nici nu vreau să, hai să zicem că fiind cu zombie, să vă sperii. Mirosul. Mirosul îi înnebunea. Îl puteau simți în adierea vântului. Se propaga printre frunzele copacilor și îi învăluia, îi amețea, îi ademenea și îi trezea din nou la viață. Prima dată îl simțiseră în toiul nopții și umblaseră de nebun prin vale fără a găsi nimic. Se târară pe unde vedeau cu ochii, își făcură loc printre crengi, rupseră tufele ce le stăteau în cale, dar nu găsiră nimic. Unii dintre ei se trântiră la pământ și urlară. Alții loveau frunzele, iar vreo câțiva se învârteau în cerc. Apoi veni dimineața, iar vântul se porni din nou, aducând cu el același miros de sânge și de carne crudă, de hrană, iar paraziții o luară din nou la drum. Aveau hainele rupte, pielea pământiele era sfâșiată. Câteva bucăți de carne smulse de pe mâini și pulpe era semn că înainte de a ajunge așa fuseseră mușcați la rândul lor. Unul dintre ei nu mai avea laba piciorului și își tira osul rupt pe pământ. Se mai dezechilibră din când în când, dar nu se dădu bătut, foamea era mai mare. Sângele îi se uscase de mult pe haine. Era negru, dar niciuna dintre acele creaturi nu băga de seamă. Toate urmăreau același miros care îi ademenea. Câțiva își roteau ochii după cum bătea vântul. Trăgeau aerul în piept și urlau cât de tare puteau. Erau aproape. Cei mai puternici dintre ei începură să alerge printre copaci, lovindu-se de tot ce le stătea în cale. Dinții lor scrâșneau, iar brațele lor se mișcau nefiresc pe lângă corp.
Un câr de păsări zbură brusc dintr-o tufă, trezindu-l pe bărbatul ce-și petrecuse aproape întreaga noapte inconștient. Deschise ochii, iar durerea deveni insuportabilă. Îi era frig, dar nu putea face nimic. Hainele erau pline de sânge. Știa că sfârșitul era aproape, dar și-ar fi dorit mai mult să fi murit atunci când gloanțele i-au străpuns pielea, atunci când Sorin l-a împușcat. Se gândea că probabil asta era pedeapsa pentru ce făcuse. Nu durerea fizică era cea care îl îngrozea, ci propriile lui gânduri. Credea că avea să o ia razna. Încerca să se ridice, dar își pierdu din nou cunoștința. Apoi se păru că își aude numele, că cineva îl strigă și îi spune și își spuse că erau îngerii din cer, deși în adâncul lui știa că nu avea să meargă acolo. Vocea îl mai strigă de câteva ori, dar el nu-i răspunse. Câteva clipe simți o mână pe gâtul lui, cineva îi verifica pulsul, doar că el nu era în stare să deschidă ochii și să-l vadă. Roa dimineții se prelingea pe frunte. Trecuse ceva vreme de când nu mai auzise nimic, apoi văzu păsările de prin copaci cum zboară lăsându-și în urmă cuiburile. Nu știa ce le speriase în asemenea hal, dar cu siguranță nu era ceva bun. Se temea că Sorin avea să se întoarcă și să-i sporească suferința, sau mai rău, Elena avea să afle ce a făcut și să se răzbune. Prins undeva între realitate și nebunie, auzi ca prin vis sunetele lor. Spera din suflet că se înșală, dar ar fi recunoscut acel strigăt oriunde. Paraziți. Trupul lui început să tremure, făcu un ultim efort de a se ridica când le auzi pașii prin iarbă. O umbră se aruncă deasupra lui, iar la scurt timp simți și prima mușcătură. Dinții parazitului îi perforară pielea, îi spintecară carnea din nou și din nou. Un altul îl prinse de picior. Cu ultimele puteri strigă ceva neînțeles. Încercă să se apere, dar fără succes. Ghearele unei creaturi se împlântară în abdomenul lui, iar pentru ultima dată mai simți durerea. Apoi închise ochii și se lăsă în brațele morții. Ok, sper că v-am făcut cât de cât curioși.